V-ați uitat vreodată în ochii unei femei nefericite? Întotdeauna sunt nemulțumit și e normal să fiu așa. Te comporți ca atare. Dar eu sunt mulțumită, crezi? Probabil că da. Probabil că ați observat cu ușurință ochii triști, atitudinea nemulțumită și dorința de schimbare. Lucrurile merg din ce în ce mai rău. Dar în ochii unei femei umilite, ați privit vreodată? Erai un nimeni, un zero! N-ați fi avut cum, ele nu ridică privirea. N-ai nimic în capul ăla, nu gândești? Trebuie să lupți pentru locul tău în casa asta. Iar ochii lor, atunci când reușești să-i întâlnești, sunt goi și resemnați. Sunt atât de umilită și de supărată. Pentru că abuzurile, fie ele fizice sau verbale, strivesc suflete. Reziști cât vreau eu, până spun eu, dacă vrei să-ți mai vezi fata, da? Astăzi vă invităm să urmăriți povestea unei astfel de femei, a unei femei care a înțeles că e stăpâna propriei vieți și responsabilă pentru fericirea ei. Violeta și Ștefan sunt căsătoriți de aproape 20 de ani, au împreună o fată de 18 ani, un magazin de antichități și o vilă îngrijită în București. Ce-i deosebește cu adevărat de ceilalți este relația dintre ei. În familia lor contează un singur lucru, ce spune Ștefan. Ștefan este un om dur, sever, tiranic. În timp ce soția lui e blândă și îngăduitoare, Violeta a crescut la un cămin de copii și când l-a cunoscut pe Ștefan, a crezut că a descoperit fericirea. Timidă și naivă, a crezut în promisiunile acestui bărbat. Din dragoste pentru copil și din teama pentru propria-i persoană, Violeta n-a îndrăznit nici să se imagineze despărțindu-se de soțul ei. Ce faci, măi? Fii mai atentă! Ce Dumnezeu faci? Încerc. Nu s-a întâmplat nimic. Nu încerci! Trebuie să fii atentă! Da, ai dreptate. Ce faci, mă, chiar în felul ăsta? Nu ești în stare o măsuță să o ștergi? Nu am vrut, s-a întâmplat. Păi faci un lucru de 3 ori? Nu e de 3 ori. Cum de 3 ori? A 3 ori când ștergi măsuța asta? Am vrut să arate curat, am vrut să strălucească. Păi să strălucească, dar de 3 ori că dărâm detergentul ăsta pe jos în loc să-l folosești. Irosim banii, da? Avem mulți bani? Nu avem mulți bani. Ce în casă le-a făcut săptămâna asta? Un fotoliu ai vândut, atât? Ce să fac dacă a scăzut numărul de clienți? Nu mai intră clienți în magazin, ce aș putea să fac? Păi nu intră când văd aici ce mizerie praful și asta, ce anticariat e asta, cu praful doldora pe el? Ieși tu afară, cheamă lumea, arată-le, exponatele. Păi dacă stai așa în magazin, vrei să-ți vină clienții să-ți dea bani? Dar nu stau așa în magazin, muncesc, șterg praful. Păi ștergi de 3 ori, dacă ștergeai odată, aveai timp să ieși afară după clienți. Fii mai atentă! Voi fi mai atentă pe viitor și voi încerca să găsesc o soluție în ceea ce privește clientul. Apoi ce atent ai fost? Ai rupt piciorul la măsuța aia acum 3 luni. A fost un accident și nu a fost vina mea, a fost o problemă cu transportul. Ți-am încercat să-ți explic. Adică ce? Au transportat aia și au rupt piciorul, nu? Da, în clipa în care au scos-o din camion... Ai găsit un motiv repede! Ce-aș putea să mai zic? Tu niciodată nu mă crezi. Uite ce-ți promit eu, dacă se mai repetă ceva, vreo pacuvă, magazinul ăsta, stai din salariu, să știi. Care salariu? Că oricum salariul ăla care ți-l dau, care nu-l meriți. Care salariu? Că oricum nu vă niciun... Ce? Niciun ce leu. Să vezi? Vrei bani? Nu vă niciun leu din salariul acela de nimic. Merită-i. Merit eu ceva vreodată? Dacă faci ce trebuie, meriți. Dacă nu faci ce spun eu, să știi că nu meriți nimic. Întotdeauna am făcut ce mi-ai spus tu. Și acasă, și la magazin. Întotdeauna te-am ascultat. Tu niciodată... Te-am luat de la orfelinat, erai un nimeni, un zero. Te-a făcut cu coană. Așa e. Așa mulțumești tu mie, ar trebui zi de zi să îngenunchi să mulțumești. Îți sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut. Cum? Văd ce faci aici, îți bagi joc de magazinul meu. Magazinul este sufletul meu, în fiecare zi muncesc în el. Mă străduiesc să fie totul bine, să... Și acasă, și aici. Am văzut dar și acasă, te lăfui ca o doamnă, ce ești, nu? Nu mă lăfui, nu vine drept, niciodată nu ești mulțumit de mine. Păi nu sunt, că nu faci ce trebuie, logic, zi de zi același stres, nu mai rezist. Trebuie să spun, calcă-mi pantalonii aia, calcă-mi cămășile alea, fă-mi ghetele cu cremă, ciorapii nu mi-ai spălat. Păi eu fiecare zi trebuie să spun, tu nu știi că e datoria ta de nevastă să-mi faci chestiile astea? Sunt extrem, extrem neobosită și în plus am niște migrene cumplite. Hai, lasă-mă cu migrenele, văd că ridici și tonul la mine. De când îți permis tu chestia asta cu mine? Nu am ridicat tonul. Băi cum? Mie mi s-a părut că ridici tonul la mine. Nu ți-e rușine? Ți s-a părut. Băi, mi s-a părut? Ce sunt prost acum? Ce vrei să spui, nu? Nu, că nu înțeleg ce vrei să-mi spui, nu? Nu. Bine, fii atentă, eu să plec. Am luat încasările de nimic care le-ai făcut de-a lungul săptămânii.
și mă întorc la 11. Spre că ai timp să faci și tocană, să-mi calci și pantalonii, da? Da, voi face tot ce dorești. Vă, ce prostii mai faci prin magazin, pe aici ce mai sparg, ce mai rup, da? Nu o să mai sparg nimic și nu o să mai rup nimic. Sper că nu e cazul să mă întorc să rezolv eu problema aici, da? Nu. Ești în stare și fără mine să închizi magazinul ăsta, da? Da. Violeta a închis magazinul și a plecat spre casă. Sandra, fiica ei și a lui Ștefan, are 18 ani și duce o viață lipsită de griji, pentru că așa a dispus Ștefan. Fata nu trebuie să știe nimic din ce se petrece în casă și Violeta a ținut pentru ea fiecare lacrimă și jignire. Ce-ai făcut azi? Mai nimic, am pierdut timpul prin casă. Ce mi-ai cumpărat? Uite, am cumpărat niște legume, niște fructe. Ce mai faci? Cum a fost ziua ta? Astea ce fac cu ele? Să le fac de obicei, cu munca. Tot acolo, te rog. Le bag așa cu totul? Da. Violeta a ajuns acasă cu sacoșele pline și cu inima încărcată. Comportamentul tiranic al lui Ștefan, dar mai ales faptul că fiica lor nu-i cunoaște adevărata față, o macină dureros. Hai să stai un pic jos să vorbim ceva așa. Bine, mă. Că de la mama la frică. Ce-ai spune tu dacă ne-am mutat? Să ne mutăm. De ce? Nu vă mai place aici sau ce s-a întâmplat? Mă gândeam să ne mutăm doar noi două. Cum adică? Să plecăm de aici. De ce? Sandra, sunt multe lucruri pe care nu le știi. S-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimul timp între tatăl tău și mine. Cum ar fi? Lucrurile merg din ce în ce mai rău. De ce nu? Nu am văzut nimic care să-mi inspire asta. Tatăl tău nu este persoana pe care tu crezi că este. Tatăl tău este un om rău. S-a purtat foarte urât cu mine. Nu. Nu cred așa ceva, deci n-are cum să fie tata un om rău. Sandra, nu fi copil, te rog, deschide ochii. Dar nu sunt copil! Nu am auzit niciun cuvânt bun în ultima perioadă de la el, să știi. Nu am auzit o mângâiere, nu am văzut un cuvânt frumos, nu am văzut un gest frumos. Nu văd motivul pentru care nu-i fi fericită. Ți-am explicat de ce. Muncesc de dimineața până seara ca o roabă. Muncești ca vrei tu, mama. Nu am nici măcar o mulțumire. Nu a fost niciodată o familie unită, de fapt. Am făcut-o de dragul tău. Doar ca să vezi tu ce bine ne este nouă. Eu nu cred că ar fi vreun motiv pentru care tata să te trateze urât. Pentru că toate ori. Crezi tu că am plâns singură în magazin? De ce? De ce? Pentru că sufăr de asta. Pentru că tatăl tău își bate joc de mine. Da. Pentru că tatăl tău este un om rău. Este o persoană tiranică. Nu știi cum i-a făcut viața. Decât suntem căsătoriți. Sigur. Deci eu așa ceva nu cred, ori eu nu văd cu ochii mei, înțelegi? Deci mie tata nu mi-a dat niciun motiv în care să mă îndoiesc de el și... De dragul tău am făcut asta. Îmi doresc foarte mult să plecăm din această casă. Îmi doresc să fim fericite împreună. Deci e absurd ceea ce spui. Deci eu nu am de gând să plec nici când, nici unde, nici nicăieri, nici unde vrei tu, nici... Nicăieri nu vreau să plec. Deci eu rămân cu tata, tu rămâi cu noi. Pentru că am fost o familie unită de la bun început și așa o să rămâne. Sandra, nu că tu nu ție ești nebună, te rog. Deci ești nebună, e simplu, e pur și asta, simplu. Sandra, te rog. S-a făcut dimineață. Violeta s-a trezit de mult ca să facă treburile prin casă. Poate măcar odată soțul ei nu va avea nimic de reproșat. De 20 de ani, în fiecare dimineață se trezește cu același gând. Să-și mulțumească soțul. Ai pus zahăr? Da. Câte lingurițe? Două lingurițe, ca de obicei. Cafea asta, dar laptele unde e laptele meu? Tu nu știi că beau laptele, nu cafea? Nu am avut timp să iau lapte. Păi cum? Nu am avut timp pentru că m-am dus să dau zăpada. Ai dat zăpada, da? Da, am dat zăpada. Foarte bine, că știi că trebuie să ies cu mașina. Cum puteam să ies dacă nu dădeai zăpada? Trebuia să te trezești mai devreme, dădeai zăpada, te uitai că nu este lapte, te îmbrăcai frumos, sau nu poți să te miști până în colț să iei lapte. Dacă vedeai că nu este. Îmi pare rău, nu am avut timp. Nu mai avut timp, trebuia să găsești timp, cum n-aveai timp, n-ai timp, tu niciodată n-ai timp. M-am trezit la 5 dimineața, bă, dar tu ești chiar poate de fiecare dată aceeași replică, n-ai timp. De ce mă jignești? Păi nu, îți spun adevărul, tu nu vezi că n-ai nimic în capul ăla, nu gândești? Care adevăr, Ștefan? Care adevărul, care este, măi, Violeta, tu nu gândești? Nu ai cu ce să gândești? De ce ridici vocea la mine? Eu gândesc pentru tine, eu vorbesc pentru tine de aici înainte. Sau n-ai înțeles chestia asta? Chiar că... nu putem să avem o discuție civilizată? Care ar fi? Un ton care ar fi? Civilizat? Care ar fi? Care ar fi? Care ar fi discuția? Care ar fi discuția? Ce să discut cu tine? Că n-am ce să discut cu tine. Vorbim despre noi doi, despre căsnicia noastră, despre ce se întâmplă cu noi, cu copilul nostru. Cu copilul nostru ce să se întâmple? Cât că să ai grijă de el, el nu trebuie să afle că tu ești o f***ată. El nu trebuie să afle copilul, el trebuie să aibă tot ce e mai bun în casă, da? De ce te porți așa de urât? Păi mă pur cum meriți, ce să-ți fac mai mult?
De ce merit asta? Păi meriți ca și atât cum poți, ca și atât tare primești. De 20 de ani că suntem căsătoriți, fiecare zi muncesc ca o sclavă. Mă, ești mare doamnă, ce să spune, ești sclavă, ești o mare doamnă, te-a făcut o mare doamnă. Te-am luat de unde te-am luat, n-aveai nimic, te-am făcut o doamnă. Da, așa este, m-ai făcut o doamnă. Și trebuie să fii recunoscătoare toată viața ta. Trebuie să mă asculți, taci din gură când vorbesc eu, da? Nu vorbi peste mine. După ce termin eu de discutat, de spus, atunci ai dreptul tu să vorbești. Când îți spun eu vorbește, atunci vorbești. Până atunci taci. Ai înțeles? Taci. Tu întotdeauna vrei să tac. Nu. Niciodată nu ai timp să mă asculți. Mă asculți tu pe mine, nu eu pe tine. M-ai înțeles? Că eu am ce să vorbesc. Dar te asculți, pe mine mă duce Ștefan, capul, pe tine nu te duce. Ascultă-mă, dată. Ascultă-mă. Și vorbești când îți dau eu voie. Încă o dată îți repede, da? Să-ți intre bine în capul ăla sec. Mai călcat pantalonii? Da, cei albaștri pe care mi-ai spus că albaștri? Îi vrei. Albaștri? Da. Vreau să mă îmbrac cu aia negri. Știi că sunt sucii, da? Sau ca să eviți chestiile astea, îi călcat și pe aia albaștri și pe cei negri, da? Și aveam amândouă perechile și puteam să-mi aleg. Cămășile? Da, sunt gata. Ghetele mi le-ai făcut cu cremă? Da, aseară. Bravo! Pe care? Pe cele negre. Pe cele negre? Vreau să mă calc cu alea maro, de exemplu, da? Niciodată nu, niciodată nu faci ceea ce trebuie. O să fii vreodată mulțumit de ceea ce fac? O să fiu odată, o să fiu odată, dar văd că tu nu faci niciodată ceva să fiu mulțumit. Întotdeauna sunt nemulțumit și e normal să fiu așa. Te comporți ca atare. Dar eu sunt mulțumită, crezi? Cu ce să fii mulțumită? A, ce, nu-ți convine viața asta? Că te țin în puf? Ai tot ce îți trebuie, în da? Care puf? Ai haine, da? Ți-am cumpărat haine de lux. Te duci frumos la serviciul ăla care nu produci nimic de o săptămână, n-am luat niciun ban. Apropo, vezi cu ora să dacă întârzi, stai din salariu. Da, 5% nu ți-am luat. Păi nu știu, să vedem dacă întârzi nu, sau de data asta nu o să bine, dar să te duci repede la serviciu, să nu întârzi. Da, Ștefan, o să așa, foarte bine, așa, să te miști. Să te miști mai repede, că te miști ca ochii mortului. Vreau să te mulțumesc, de atâția ani de cât suntem căsătoriți. Ai udat florile, apropo? Da, le-am udat. Când? De ce mă întrerupi de fiecare dată când vreau să-ți vorbesc? Băi, te-am întrebat ceva când ai udat florile. Aseară le-am udat. Aseară le uzi și acum, te duci și le uzi, da? Ia uite ce frate aici, nu ai mizerie în cocina asta. Asta-i casă? Asta-i cocină, nu e casă. În ce halul? Ștefan, praful este șters. O femeie face de 10 ori mai mult decât tine. Tu nu faci nimic în casa asta. Stai și trândăvești. Cât crezi că o să mai rezist? Rezist cât vreau eu, până spun eu. Dacă vrei să-ți mai vezi fata, da? Înțelegi? Dacă vrei să-ți mai vezi fata. Altfel nu mai vezi. Și dai drumul când treci la servici și vezi de pantalonii aia să fie călcați cum trebuie, da? Da. Că altfel n-ajungi la servici, că te pun să-i calci din nou. Îmi cer scuze. Hai, mișcă-te, dai drumul. Dai drumul la servici. În familia ei, Violeta se simte foarte singură. Ștefan se poartă urât cu ea și ea nu poate nici măcar să se plângă, să sufere. E nevoită să joace mereu teatru, atât în fața soțului cât și în fața fetei. În cele din urmă, Violeta a ajuns la magazin. Aici are deja un prim client care o așteaptă. Acest bărbat nu vrea să cumpere nimic, vrea doar să-i vorbească, așa cum încearcă de câteva luni încoace. Doamne, Vio, ce-i cu tine? Iartă-mă, Octav, mamă. Te sperii de umbra ta? M-am speriat, nu te-am auzit intrând. Uite, ți-am adus niște flori. Ocazia primăverii. Mulțumesc foarte mult, Octav. Vine primăvara, un semn al schimbării. Îți mulțumesc foarte mult, dar nu pot să le primesc. Cum nu poți? De ce? Nu pot, îmi pare rău. Hai, mă. Nu pot să le primesc pentru că lui Ștefan nu-i plac florile și... Păi ce vedătoare, Ștefan? Ar deveni bănuitor și nu vreau să... Nu vreau să-i provoc o altă criză și... Cum crezi tu, dar nu pot să înțeleg cum poți să trăiești cu un astfel de om. Ștefan este o persoană foarte autoritară, este o persoană dură și nu este obișnuit să o fără. Tu ești o femeie gingașă, o femeie care merită tot respectul. Ștefan a surprins câteva cuvinte din discuția celor doi. Să-i fi trezit vreo bănuială, să fi simțit emoția din vorbele lui Octav și teama din cele ale Violetei, tot ce se poate. Ce faci aici? Vin sau ce faci? Stai la taclale. Ștefan, te cu oricine. Cine e domn? E client? De da, unde e client? Un client. Este un client al nostru. A mai cumpărat da, de la noi? Da, da, bineînțeles, da, nu este prima dată când eu sunt patronul acestui magazin. Păi dacă ești patron, așa vorbești? Așa vorbesc la mine în magazin, vorbesc cum vreau și cu cine vreau. Ștefan, nu știu cum vine, ușa e pe partea aia. Ștefan, ai plecat, ai venit să cumperi sau ce? Ștefan, ne-am dat clienții, Ștefan. Un astfel de comportament o să... Prezintă-i omului ceva să cumpere. Dacă a venit să cumpere, să cumpere. Am dat Ștefan. De ce a venit aici? Nu pierde timpul cu el. Dacă observi, am și niște flori, mă duc la o onomastică și vreau să cumpăr un cadou. Un cadou și m-a foarte bine, explic. Cumpără ceva și du-te și cu cadou și cu florile, da? Dacă cumperi bine, dacă nu, sunt alți potențiali clienți să se ocupe de ei. Ștefan, te rog, uite, domnule, explicam domnului. Ai făcut încasări azi?
Nu, nu am în casa nimic. Atunci neapărat trebuie să vin ceva, domnului, că îmi trebuie bani. Dumnealui este singurul client în ziua de astăzi. Da, domnule, uite, m-am hotărât. O să cumpăr acest bibelou. Este un cadou deosebit, să știi. Da, deci chiar o să fie foarte... Vă rog să-mi împachetați. Alo! German și... Nu vă supărați. Am o puțină treabă și o rezolv și ajung. Nu vă faceți probleme, că ajung. Știu că este importantă întâlnirea de afaceri. Rezolv problema și ajung. Nu iau vaza. Nu doriți vaza, sunt sigur. Este un cadou potrivit pentru o doamnă, să știți. Bine, domnule, hai, te-ai hotărât, cumperi, nu cumperi. Rămân la acest bibelou. Hai, mai repede, că am nevoie de bani să plec. Da, o să mi-l împachetați pe acesta. Da, 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 sigur, vi-l împachetați, sigur. Mulțumesc frumos. Hai, dă-mi bani. Hai grijă ce mai faci pe aici. Ieși și apareși după alți clienți. Nu mai sta la taclale cu toată lumea, da? Da, Ștefan, da. Bine că a plecat. Putem să stăm și noi de vorbă. Hai să stăm. Hai, te rog. Mi-e frică să-mi se întoarcă. Octav e îndrăgostit fără speranță de Violeta de câteva luni bune. Femeia nu i-a dat nici cel mai mic motiv, dar bărbatul a văzut în ochii ei tristețea și sinceritatea. Vine mereu pe la magazin, mai cumpără un ceas, o măsuță, doar ca să-i poată fi alături preț de câteva minute. Eu nu înțeleg cum reziști și cum trăiești în stresul ăsta. Să ții pe un om la tine de dimineață până seara. Presupun că așa se comportă și acasă. Da, întotdeauna a făcut așa și întotdeauna a făcut ce a vrut el. Și atunci, crezi că numai e normal? Asta e o viață normală? Știu că nu este o viață normală, dar ce-aș putea să fac? Am un copil cu el, am o viață cu el. M-a luat de când am fost la orfelinat, m-a luat de acolo, m-a salvat, ca să zic așa. El a fost salvarea mea. Să știi că te înțeleg, să știi că și am trecut prin multe. Și eu am avut probleme. Știi bine că am divorțat, știi bine că am trecut prin atâtea clipe grele și te înțeleg perfect. Îți înțeleg trăirile. Dar după mine a venit timpul să faci o schimbare, să încerci ceva. Cât vrei să trăiești în stresul ăsta, în tensiunea asta, în milințele astea? Tu nu vezi cum vorbește cu tine? Te tratează de parcă ești un nimeni, ești un obiect. Pentru el ești un obiect. Tu nu vezi că ești un obiect? Mi-e frică să mă rup de el, înțelege. Ștefan are prieteni dubioși și are multe relații. Mi-e frică să mă rup cu el și în plus avem un copil. Ce o să zică Sandra? Sandra nu mai e copil, Sandra are 18 ani. Iar eu nu vreau să o pun pe Sandra să aleagă între mine și Ștefan, înțelege lucrul ăsta. Suntem o familie și... Să o viață întreagă, să trăiești o astfel de viață, să stai în stres de dimineață până seara, să fii slugă acestui bărbat care țipă și urlă la tine? Asta vrei? Asta dorești de la viață? Ai dreptate. Cât o să mai reziști? Dar și mă întreb, cât o să mai reziști? Tot ce mi-am dorit după ce am plecat de la orfelinat a fost să am o familie fericită. Să am o familie, că eu nu știam ce înseamnă să ai o familie. Îmi doream să am o familie și când a apărut Ștefan în viața mea, totul s-a schimbat. Și pentru mine el este familia mea, el și Sandra. Ce păcat duci tu? Tu trebuie să plătești pentru ceva? Eu nu știu ce înseamnă altă viață decât cea alături de Ștefan. Asta trebuie să înțelegi. Iar Ștefan... Și nu vrei să încerci? Nu vrei să încerci să schimbi ceva? Te rog. Îmi este frică. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Mi este frică de Ștefan. Are foarte multe persoane dubioase în jurul lui și îmi este frică să plec. Într-o familie normală nu trebuie să existe teamă. Nu cred că la normalitate. Nu este la ce înseamnă familie normală, la ce înseamnă liniștea unui cămin conjugal, la ce poți să-ți ofere un alt bărbat. Atât. Gândește-te la lucrurile astea. Scuzându-se că are o întâlnire de afaceri, Ștefan a plecat grăbit de la magazin. De câteva luni, atenția și veniturile lui se îndreaptă către această tânără atrăgătoare. Trebuie să mă prind un pic, stai acolo un pic. Hai, vin. Cleo este amanta lui Ștefan de câteva luni. Pretențiile ei sunt limitate. Bani, cadouri, petreceri și excursii. Dar pe lângă toate acestea, Ștefan se poartă foarte frumos cu ea, așa cum n-a făcut niciodată cu soția lui. Să mai alegi un pic. Măreau, hai mă pisuiește. Foarte bună. Pana de curent de la magazin a determinat-o pe Violeta să închidă mai devreme și să plece. Fără casă de marcat, nu are voie să vândă, așa că mai bine face ceva treabă pe acasă, să nu-l mai audă iar pe Ștefan făcându-i observație. Mă, dar și eu am obosit, să știi. Ce înseamnă asta? Ce faci aici? Cine e individa asta? Și o prietenă, dar ce-i cu tine la ora asta acasă, nu înțeleg. Trebuia să fii la servici. Cleo! Da, nu e greu, prietena mea. De ce nu-ți fac acolo și nu te-ai întrebat cine e? Uite, ia și alt... Da, m-a întrebat cine e, dar nu așteptam să pui cu atâta nonșalanță că e Cleo. Cleo este prietena mea, ce să fac, Cleo, să nu spun? Asta este. Dar ce cu tine la ora asta? Ai înțeles?
Ce cu tine la ora asta? Dar de ce ridici tonul la mine în casă? Aici eu urlu și țip. Ridici tonul la ea, eu la tine. La mine în casă. E casa noastră. E casa mea, tu n-ai nimic. A ești mea, un nimeni, te-am luat după stradă și te-am făcut, doamnă, și vii și-mi ții mie în casă la mine? Da, așa, eu m-ai luat de pe stradă. Păi da, și... Dar măcar eu am bunul timp și demnitatea să nu mi-aduc amanții în casă ca tine, ai înțeles? Să-ți aduce amanții în casă? Da? Interesant. Nu numai că nu i-am. Dar nici măcar nu i-am adus în casă, ai înțeles? Eu am. Deci Cleo, prietena mea, o să stea pe la noi. Mai ești și tu peul să recunoști că e prietena ta. Este prietena mea, este amanta mea. Și de cât timp, mă rog? De asta e treaba noastră, de cât timp. Cum adică e treaba voastră? Deci tu o să ai grijă de ea, să se simtă ca la noi, la noi în casă, să se simtă bine, da? Și aveam grijă de magazin? Nu prea mult. Auzi, nu vorbeam cu tine, înțeles? Acum ce fac la supăra, și siliconele la tale? N-am dragă silicone. Sunt naturale, să știi că le-am verificat eu, nu-ți face probleme. Nenorocit. Da? Poate să și ea, bine, zi nu ți-e rușine, dacă face... intra Sandra peste voi. De ce să intre Sandra? Dar ce? Ea cunoaște... Pentru că este copilul nostru de asta, dacă intră în dormitor. Ce se caute Sandra pe aici? N-am înțeles. Sandra e plecată unde știe, are treaba ei. Ce te interesează pe tine? Dar tu trebuie să ai grijă de Sandra. Nu-ți pasă de copil, de mine. N-ai pic de respect. De copil îmi pasă, de tine nu-mi pasă. N-am de ce să-mi pese de tine. N-am niciun motiv să știi. Așa că trebuie să ai grijă de fata mea. Poftim? Da, de Cleo. O săptămână o să stea la noi, cel puțin. Ce-ai spus? Da, ce-ai auzit? Da, să-i leși calci. Auzi, dacă nu taci din gură, mă fii cu părul al său, dar nu te vede. Pace, lasă-mi pace. Stai că nu-ți face nimic, nu te-ai apărut eu. Stai cu minte că nu-ți face nimic. Ștefan a găsit o nouă metodă de a-și umili soția și de a-i striga în față cât de lipsită de importanță e pentru el. Fără nici cea mai mică jenă, și-a adus amanta în casă și a invitat-o să locuiască aici, să doarmă cu el în patul conjugal. Asta-i culmea nesimțirii. În fața mea, în casa mea, tu-mi săruți soțul? Cum e posibil așa ceva? E foarte de rușine! E foarte dulce, dragă! Ești o nesimțită, aia ești! Nesimțită e mama și nu acei 7 ani de acasă! Gata, lasă că rezolvi, o tași și tu din gură și tu mai ușor, nu mai țipa! Vorbim frumos și omenește, dacă vrei să ne înțelegem! Dacă nu, zbor de aici imediat! Care înțeleg... frumos și omenește? Păi îți faci bagajele și pleci! Bagajele, că ai două trențe acolo, că ce ai venit cu aia o să pleci! Și pregătește-ne masa, pentru că o să ne fie foame, noi o să avem activitate intensă și va trebui să mâncăm după aia, o să avem arderi, ai înțeles? Te duci și ne pregătești ceva de mâncare, și dacă vrei să mai stai în casa asta, da? De ce mă umilești? Uite, e foame și ei, o toată să mâncăm după aia, o să avem activitate în pat. Și tu te duci frumos la bucătărie și ne pregătești de mâncare. Dă-i drumul la bucătărie, nu. Dacă vrei activitate, va trebui să hoteluri. Tu să taci, ai auzit? Nu cu tine vorbeam. De drumul la bucătărie ți-am zis, ce nu înțelegi? Pisoi, nu spui nimic! Lasă-o în pace, nu, lasă că rezolvi eu, tu taci din gură, ai numai mai nervat și tu, lasă că rezolvi eu problema. De drumul la bucătărie și pregătește-te de mâncare, da? Haide, nu mai sta! Toată viața nu știu decât să-mi dai ordine! Asta, păi asta ești sclava mea, ce n-ai înțeles până acum? Ce n-ai înțeles? E sclava sunt mea! Sunt om și am și obligitatea mea, înțeles? Nu, ești un om, ești un nimic pentru mine, e sclava mea, înțeles? Cum adică sunt un nimic? Sunt un nimic care te spală, care te scaldă, care te grijește? Asta ce trebuie să faci? Asta cine trebuie să faci! Dă-i drum, am zis, la bucătărie, nu mai stai aici! Și tu îți faci de cap cu toate da, furnatele! Da, o să fac cu cine vreau de aici înainte, da? Dar rog frumos să-ți fac acazelor să plec! Dă-i drum la bucătărie, hai, dă-i drum la bucătărie și pregăște-te de mâncare! Nu plec, e bine? Chiar nu înțelegi, vrei să mă enervezi de tot să-ți două? Altceva nu știi decât să-mi dai ordine! Tu-i cu tine pe aici până casă, hai, du-te, dă-i drum la bucătărie, nu înțelegi? Lasă-ne în pace, că avem treabă. Gata, haide, dă-i drumul! Îmi cer scuze că te-a pus în situația asta nebună, asta de nevastă mea, dar asta nu trebuie să ne împiedici să ne continuăm seara noastră fierbinte, da? Așa, iubito. Pisoi așa. Ce îi se întâmplă Violetei e revoltător. Ștefan nu numai că și-a adus amanta acasă, dar a și invitat-o să locuiască acolo o perioadă, încurajând-o să dispună de serviciile Violetei cum dorește. Aduci-mi o cafea, te rog. Și mai repede. Te mișc cam în reloare, așa. Cu o zaharină și un pic de lapte. Nu vrei să termin bajocura asta? Nu ți se pare un pic o situație ieșită din comun? Vii la mine în casă, în familia mea și îmi dai ordine? Cum ar fi? Fă-mi o cafea, ăsta este un ordin. Chiar așa un pic nu ți-e rușine? Nu, de ce mi-ar fi? Dacă așa mi s-a spus că ești o servitoare și am înțeles exact cum stau lucrurile în privința ta, normal să spun asta. Ce ai fi vrut să spun? Ți s-a spus greșit, să știi.
Nu sunt nici servitoare, nici sclavă, să știi. Sunt o femeie care ține o casă, lucrez, am un program, am un copil de care am grijă și o familie pe care tu ai de gând să o distrugi. Asta este viața pe care am avut-o de 20 de ani încoace, alături de soțul meu pe care tu, ca o nesimțită ce ești, vrei să mi-l furi, da? Să înțeleg că soțul tău este Ștef? Foarte drăguț, ce să zic? Da, soțul meu este Ștefan, da? Te rog frumos, puțin respect. Mai femeia lui Dumnezeu, să înțelegi tu cum stau lucrurile. Nu ești decât o servitoare, scuză-mă, o sclavă, care nu știe nimic, casă, nu știe nimic, să mă faci înțelegi, sclava, care nu știe absolut nimic de toată chestia asta, să-ți spun mai bine cum stau lucrurile. Deja, mine în casă, nu vin tu să spui că sunt sclavă și dar servitoare. Dar cum ești, dragă, dar cum ești? N-ai nimic în capul ăla, tu ai acceptat lucrurile, da? Eu nu am nicio vină, lucrurile erau de mult terminate. Deci, frumos, nu-ți permit să mă jignești la mine în casă, înțelegi? Și sunt, te rog frumos, și sunt o invitată care să mă tratez ca deci nu-ți permit la mine în casă să mă jignește! Vai, dragă, m-ai speriat, ce să spunem! Deci ușa este deschisă, te rog frumos să ții bagajele și să pleci! Da? Ușa e pentru tine deschisă, ție ca trafusele frumos și te duci de unde ai venit! Ieși unde vrei tu! Auzi? Situația asta este o situație ușor ieșită din comun, nu ți se pare? Vin la mine în casă, da? Așa. Intri în familia mea, te culci cu bărbatul meu, da? Ce mai vrei? Să te muți în această casă? Chiar nu ți-e rușine un pic? Părinții tăi ce-ar zice dacă ar afla? Din câte mi-aduc eu aminte, sunt majoră și foarte cuminte. Așa că nu vreau să spună. Foarte cuminte. Ești o târâtură, asta ești, să știi. În viața mea n-am folosit cuvântul ăsta, dar în ceea ce te privește, da, te descrie perfect. Ești o gingă, așa să spun. Sau o hașcă bătrână, se potrivește mai bine. Da. Uite-te tu cum arăt eu! Cum, unde sunt eu plimbată? Unde merg mereu? Unde... Deci știi ceva? Da, nu mă interesează unde mergi tu mereu și că stai în puf și alte chestii de genul ăsta, înțeles? Hai, și tu te rog frumos și vezi treaba ta, hai! Deci te rog frumos să nu mă împingi, înțeles? Auzind scandal jos, Sandra a coborât și ea să vadă despre ce e vorba. Are o familie frumoasă, tata și mama se iubesc de mult, iar în casa lor nu se aud astfel de țipete. Nu te și vezi cum rușine? Nu, nu e rușine, că n-ai nimic în capul ăla și așa vei rămâne și tu ai acceptat lucrurile astea, da? Nu ți le-am făcut eu. Și pișpirica asta cine mai e? Cine e mama? Doamna. Și ceva? Eu m-am săturat de voi. Mai apăreți multe? Cafeaua n-ai vrut să mi-o aduci în 2 minute sus pe dreapta, dacă te peștept și cred că-ți umplă celălalt tot. Ei, cine pupici, e? Ce să zic? La noi. Cine crezi tu că ar putea să fie această doamnă între ghilimele? Eu, femeia pe care a adus-o taică-tu în casă. Ce-i invitată sau verișoară? Ce-i vreo rudă cu tata ceva? Dacă tu vrei să-i spui verișoară, n-ai decât. Eu nu i-aș spune verișoară. Da? Nici nu mai știu păi cum să-i spun, așa am înțeles că trebuie urma să vină, de fapt. Nici nu mai știu cum să-i spun. Sunt atât de umilită și de supărată și... N-am cuvinte să-ți descriu situația asta prin care trec. Chiar nu-ți dai seama cine este? Nu. Singura chestie care mă deranjează e felul cum e îmbrăcată, că o lași să umbre așa pe casa noastră. Altceva n-ar avea ce să-mi încăgeze. Stai că tu a lăsat-o așa îmbrăcată. Pentru că este persoana cu care tatăl tău are de gând să mă înlocuiască. Cum adică? Tata? Nu cred că ar face tata așa ceva, nu. Deci tatăl tău pe care tu îl credeai un sfânt, ei bine, nu este. Am încercat pe cât posibil să-ți ascund acest lucru. Tatăl tău nu este deloc așa cum îl știai tu. Sau cum îl crezi tu. Este o persoană cu multe fețe. Iar aceasta este una dintre fețele lui. Păi și tu cum îi permiți, mama, dacă zici că e așa cum... Afirm tu, cum îi permiți să umbli așa prin casa ta și nu iei niciun fel de măsură? Cum? O lași să... Și ce pot să fac, ce? Sandra? Ce să fac? Explică-mi. Mama, ai putea să te impui că ești stăpâna casei de atâția ani, nu? Ești soția tatălui meu, deci asta n-are ce să caute la noi în casă dacă e așa cum spui tu. Chiar nu-ți dai seama că de mulți ani îți ascund lucrul acesta? Că lucrurile între mine și tatăl tău nu merg deloc bine? Noi avem o căsnicie de fațadă. Păi nu merg bine din ce cauză? Din cauza ta. Că tu nu-ți faci niciodată timp pentru tata, tot timpul ești plecată, te trezești la cât te trezești, pleci la muncă, unde pleci tu și tata n-ai timp. Sandra, muncesc de dimineață până noaptea târziu, da? Dar tu n-ai timp și pentru el, un sfert de oră pe zi. Ce faci, omule? Mai trăiești? Întreabă, știu, de vorbă. Cum a mers? Sandra, îl spăl, îl calc, da? Muncesc la magazin. Nu e suficient, are nevoie de afecțiune din partea ta. Crezi că dacă îl calci și speli și la, o să-l ții lângă tine o viață întreagă? Îi arăți afecțiune sau să-i arăți că îl iubești? Sandra, dar la mine te-ai gândit vreo clipă? Te-ai gândit vreo clipă la mine dacă sunt fericită?
Te-ai întrebat vreodată oare dacă mama este fericită cu tata? Dacă nu ești fericită din cauza ta, pentru că tu ai acceptat toate astea. De acasă, Violeta a plecat să se întâlnească cu Octav. Chiar dacă legătura dintre ei e doar sufletească, alături de el, Violeta se simte puternică și curajoasă. Bună, Octav. Bună, Vio. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Cum nu s-a întâmplat? Eu văd în ochii tăi. S-a întâmplat ceva, spune. Te-a bătut? A dat în tine nenorocitul ăsta? Nu, nu. Dar ce s-a întâmplat? Nu, Ștefan nu m-a lovit. Dar ceva s-a întâmplat, eu văd. Ești schimbată. Ce să spun? Aseară, când s-a întrerupt curentul la magazin și am plecat mai devreme, am ajuns acasă și când am intrat în casă am auzit râsete și chicotel și mi s-a părut că am auzit vocea lui Ștefan. Și bineînțeles, m-am dus sus, am deschis ușa dormitorului și... Ce? Ștefan era acolo cu amanda lui. Doamne, ce tu vrei! La voi în dormitor? A adus-o la noi în casă, da. În patul vostru? Da. Din păcate, da, asta a fost picătura care umplu paharul. Nu mai suport atâtea umilințe și... Doamne, dar îți bate joc de tine, ești ultima fraieră, tu nu vezi ce-ți face? Nu se poate așa ceva. Și asta nu, nu e tot, din păcate, asta nu e tot. A lăsat-o să stea la noi în casă. În orice caz, eu cred că s-a umplut paharul, așa ceva. Știu doar că a fost o scenă foarte urâtă dimineață, bucătărie. Nu se mai poate așa ceva. Violeta, gândește-te bine, e viața ta în joc. Nu se mai poate așa ceva. Își bate joc de tine în ultimul hal. Și ce să fac, Octav? Găsim o variantă. Uite, m-am gândit, măcar pentru o perioadă, te muți la mine, vin la mine. Am un apartament, 3 camere, într-adevăr, nu e un palat, dar aveți unde să stați, aveți liniște. Încurajată de Octav, Violeta a luat hotărârea. Nu va fi ușor, dar trebuie să o facă. Și mai important, nu poate să o facă singură. Speră să găsească la fiica ei înțelegere și sprijin. Sandra! Sandra, te rog frumos, împachetează lucruri să mergem. De ce? Unde mergem? Plecăm din casa asta, nu mai vreau să stăm aici nicio secundă. Ce tu faci? De ce îmi scoți hainele? Unde mergem? Sandra, te rog frumos. Mama. Înțelege, trebuie să plecăm din casa asta. Eu nu mai suport să mai stau aici. Dar și unde mergem? Situația cu tatăl tău s-a înrăutățit. Înțelege că nu se mai poate trăi în această casă. Mama, deci ar trebui să lupți pentru locul tău în casa asta, nu să dai bir cu fugiții, lasă-mi bagajele odată. Te rog eu frumos, ascultă-mă și înțelege că nu mai se mai poate trăi cu tatăl tău, înțelege, căsnicia noastră s-a terminat de mult. Mama, deci tata te tratează urât? Tatăl tău nu mai iubi nicio secundă, ce nu înțelegi? Deci se poartă urât cu tine pentru că tu îi permiți asta, că dacă te impune și tu și n-ai mai fi așa de, nu știu, tăcută și... supusă, n-ar mai fi aceea situația. Trebuie să ți-mi pui și tu punctul de vedere că ești, până la urmă, femeia care ține casa asta, nu? Tatăl tău nu se simte bărbat decât atunci când mă umilește și când mă jignește. Ți se pare normală situația mama, asta? Mama, te jignește, ți-am mai zis, pentru că tu îi permiți. Te simți o victimă? Te simți victimă, nu? N-ar trebui. Pentru că nu ai de ce. Deci trebuie să... Îți impui punctul de vedere și să arăți cine te rog de fapt frumos. Conduce casa. O să ne fie mult mai bine dacă plecăm de aici. Și la ce vrei să plecăm? Bani puși deoparte n-ai. Unde să stăm nu avem. Unde? Dorm în gară? Nu, nu o să dormim în gară. Nu o să dormim în gară. O să mergem la un prieten. Asta era ideea. Deci cine e prietenul ăsta? Amantul tău? Ce e? Păi nu, te rog, nu vorbi așa. În casă. Te rog frumos, nu-mi vorbi așa. Nu este amantul meu. Octav este un simplu prieten. Îl cheamă Octav. Da. Și cine e Octav ăsta? Unde? Ce? Cine e? Uite, îți promit că vom sta doar câteva zile. Promiți. Da. Și nu mă duci cu zăhărelul. Uite, îți genul, promit. Promiți ca să mergem și după aia mă ții de fapt acolo pentru totdeauna. Sandra. Tu ești singura ființă din lumea asta care contează, înțelegi? Vreau să fii fericită. Și vreau să ai un viitor. În casa asta nu ai niciun viitor. Ce exemplu ți-a dat tatăl tău că și-a adus Amanda în casa noastră? Nu foarte bun, dar... Da? O să fim liniștite. Te rog, înțelege. Sandra nu e pe deplin convinsă că face ceea ce trebuie, că mama are dreptate, că tata a greșit. Așa că îi înleznește tatălui ei ocazia de a le găsi. Îi lasă un bilet pe care îi scrie adresa noilor locuințe, fără știrea mamei. Mama și fiica și-au făcut bagajele și au plecat de acasă. Pe Violeta o încearcă sentimente necunoscute. Cineva o înțelege, cineva e de acord cu ea și nu oricine, fiica ei. Dar Sandra ascunde un mic secret. Două târâturi la orizont!
tu ce cauți aici? Vezi cum vorbești. Știi, știu că vă tirați acum că mi-era și mie foame. Dar nu e problema ta. Adică, ce vreau să spun? Păi ce crezi că suntem noi, servitorii tale? Cine ești aici să dai ordine? Ce bine că pleca să o și o liniște, îmi beau și o cafeluță, de-abia așteptam. V-ați aminte că tu o să-ți faci catrafusele? Voi scuzați. Da, și? Voi, fata. Ne-am făcut. Atunci mă sărăți cuvintele. Că noi așteptăm puțin, ne întoarcem până își revin tata și trece nebunia asta sau ce are el în cap. Așa că calmează-te. De ce, dragă? De ce să mă calmez? De ce? Că tu ești o distrusă, iar tu o hoașcă bătrână? Păi, fata, și eu nu știu nimic din ce ești. Din ce se da? Asta? Mai bine pe tine, da? Te rog frumos, da? Ai grijă. Aveți grijă, ce crezi că dacă ai tăi să tu ce ai vrut, da? Te-ai mutat în casa noastră. O să spun eu lui Ștef că faci data gălăgie. Ce crezi că se ia de mine sau ceva? Normal că se ia de tine. Ce dacă ești mai împinge pe Sandra, da? Și tu nu te mai băga, dragă. Și tu nu mai împinge pe mama. Dar de ce să nu împing, dragă? De ce să nu împing? De ce? Că n-ai nici Nu suntem ca ea, înțelege, da? Nu duce tare la treaba voastră. Vezi că eu vin în tăpara caracter. Hai, duceți-vă, duceți-vă, dați-i un drag de mers. Sandra, te rog. Sandra, hai să mergem. Hai să mergem, Sandra. Violeta a acceptat invitația lui Octav de a se muta în casa lui pentru o perioadă. Sandra însă nu e la fel de încântată. Nu a fost pe deplin sinceră cu mama ei, iar plecarea de acasă nu prea-i convine. Bine te-am găsit. Hai, prași. Mulțumim frumos pentru invitație. Intrați. Îți fac cunoștință cu fica mea, Sandra. Da, deci ea e Sandra. Sandra, ea este Octav. De care ți-am spus. Vă rog frumos. Mulțumim frumos. Haide, intrați, intrați. Mulțumim mult. Luați loc. Mulțumim hai, Sandra, fii pe comodă. Să te ajut? Mulțumesc frumos. În sfârșit, cât m-am rugat. Ai luat și tu decizia asta. E greu. De e foarte greu. M-am gândit foarte mult, să știi, n-am dormit toată noaptea. Trebuia să o faci, trebuia să o faci. Știu sigur că Sandra îi va fi mult mai bine. Pentru ea am făcut-o. Eu nu cred. Octav le-a deschis cu drag ușa casei lui, a trecut cu vederea micile răutăți ale Sandrei și s-a bucurat că femeia de care e îndrăgostit a acceptat să fie ajutată. Asta a fost, s-a întâmplat, a trebuit eu să mergem înțeleg, mai să departe. Știi că te înțeleg foarte bine, te înțeleg foarte bine. Toate că n-am copii. Dumnezeu a vrut să, uite, pur și simplu nu mi-a dat să am și eu bucuria de a crește un copil. Dar și din punctul ăsta de vedere te înțeleg. N-am, uite așa, n-a fosta mea soție nu a vrut. N-are rost acum să-ți povestesc eu despre viața mea. Nu are rost, păi crede-mă. Dar e normal să știu și eu ceva despre tine. Nu am venit în casa ta ei, mai bine, mult uite, forțată decât dacă de dacă vrei să știi, am fost și eu căsătorit. Am fost căsătorit 8 ani de zile, dar nu ne-am potrivit. E o nebună. Nu mă înțeleg cu ea, pur și simplu nu mă înțeleg cu ea. Copii n-a vrut, de îngrijit nu mă îngrijea, mâncare nu făcea, doar îmi toca banii și... Ta. Că nu te-ai purtat cum trebuie, Sandra, te rog frumos. Nu cunoști amănuntele și ți-am spus, încă nu mă judeca. Haide, lasă timpul să curgă, să mă cunoști și după aceea judecă-mă. Mama, deci explică-i că oricum o să fie ceva provizoriu, deci nu o să rămânem aici toată viața acum și închipuie el acolo. Indiferent cât vom rămâne, te rog frumos să fii politicoasă, da? Pentru că eu nu așa te-am educat. Te rog sunt frumos. Sunt politicoasă cu cine merită și pe cine cunoști și știu că merită respectul meu, mama. Atât. Haideți, da. Nu vă mai certați. Mai bine, haideți să vă arăt dormitorul. Mergem să vedeți unde veți sta. Faimoasa cameră. Faimoasa cameră. E o cămăruță, dar aveți de toate acolo. E o cameră intimă în care veți avea tot confortul necesar. Octav o iubește sincer și cu dăruire, însă ea abia de acum îl poate privi ca pe un bărbat. Uitați, asta e camera voastră. Hai, Sandra, intră. Hai. Asta va fi camera voastră. Aici nu vă deranjează nimeni. Veți sta liniștite, nu aveți nicio problemă. Ce e asta? Este camera voastră. Ce spriți ești albaștri? Ce... Mă deprimă culoarea albastră. Sandra, iar începi? Ce mi-e, mamă? Nu-mi place. Ce e asta? Ce... Clopoții atârnați pe aici? Ce... A trecut Crăciunul. Trebuie să înțelegi, da? Aici uite, îi promit că într-un viitor redecorăm camera. Redecorăm dar camera. Dacă nu-ți place albastru, o facem roz. Nu-mi place roz. Îmi place verde. Spereți ăștia sunt goi, nu... Sandra! Și calculator? Unde e calculator? Că ziceați că am calculator și mai știu ce. Calculatorul este în cealaltă cameră. Avem calculator în cealaltă cameră. Aici ai televizor, muzică, tot ce-ți dorești. Ăsta e televizor? Dar ce are, dragă? Că aveam o plasmă în sufragerie, mama. Ce-i asta? Ce să mă uit la asta? Aici nu stăm în sufrageria noastră. Trebuie să înțelegi. Sunt alte condiții. Nici n-am cuvinte să descriu camera. Sandra, până se rezolvă situația dintre tatăl tău și mine, o să vedem ce facem. Da? Deocamdată rămânem aici. Da? Hai, despachetează-ți și calmează-te, că e mai bine.
La vilă e liniște. Cleo e mulțumită că cele două femei s-au retras din combinație și acum are drum liber spre patul și spre contul lui Ștefan. Nu știm cât de încântat va fi Ștefan când va afla că a fost părăsit de soție și de fiică, rămânând în schimb doar cu amanta. Ce faci? Era doar de tine. Cum a fost azi? Cum să fie? Foarte bine, numai că știi, când am venit acasă, m-am întâlnit cu fufele alea două ale tale. Erau și făcuse catrafusele și au plecat. M-am întâlnit cu ele în curte, să vezi ce mare tâmbălău, ce șmecher erau ele două, că cine sunt eu, piticanii aia mica ta de fita s-a luat de mine, că domne, mi-a rupt și unghiul, iubii, mi-a rupt și unghiul ăsta de mine, că uite. Stai puțin că nu înțeleg cum adică au plecat. Păi tu și ce, te-ai uitat ca proasta, nu l-ai oprit? De ce l-ai lăsat să plece? Opa! Hai, opa, cum? Nu ești în stare măcar să le ții aici? Cum au plecat? Unde s-au dus? Dar ce ai fi vrut să fac, dragă? Păi da, dar ce știi măcar unde s-au dus? Nu, știu, să pleacă câteva zile, dar nu știu unde s-au dus, de-aia mi-a putea minte. Și apropo, vezi cum vorbești despre ele, fufe, nu le face fufe. Dar ce-or fi, dragă? Dacă e să le jignesc, doar eu îmi permis să le jignesc, tu nu ai voie. Ce mai facem, domne? Nu mai tu pot, dar tu cine voi fi? Un jmea mare șmecher? A, nu sunt șmecher, dar ce sunt? Oi fi tu mare așa, dar ești mic, aici așa la degetul meu. Așa vorbești cu mine, înțelușine? Normal, dar ce credeai? Dar știi că sunt o prințesă. Te-am dus pe la restaurante, te-am dus la munte, așa, mă, și ce? Te-am făcut cadouri scumpe, așa, haine ce? De firmă, ți-am luat tot ce ai dorit tu. Și ce, mă, mi-ai luat un diamant de la mic? Acum așa vorbești? Dar cum vrei să vorbesc, mă, te-ai să mă duci în Tenerife? Ce clunță are păstărită? Noroc că avem multe nebunii în pat acolo și mă simt eu bine. Te simți bine cu mine, da? Atât. Și că ești arătos, atât. În rest, măcar atâta. Păi vezi, mulțumită, un pic păi așa. Păi mea trebuie să fie mulțumită, măcar în cu rest... asta, plus cadourile care ți le-am făcut. Dar mă, dar decât cu asta m-am ales cu să mă simt eu bine? Doar atât? Bine, bine, hai că am alte preocupări acum și mă ții din treabă. Mă interesează nevastă mea și cu fima, trebuie să le recuperez. Du-te, mă, la... Hai, mă duc până sus, tu între timp pregătește ceva, de... pregătește ceva de mâncare, că se rup de foame, ai înțeles? Uite acum, mă grăbesc. Alertat, Ștefan s-a dus în dormitorul fiicei lui să afle dacă, într-adevăr, fata a plecat cu mama ei. Aici îl așteaptă o mică surpriză, un bilețel scris în grabă de fiica lui cu indicații exacte. Tati, am plecat cu mama la un oarecare octav. Stă pe scară cu fosta mea profă de spaniolă, etaj 7... Dar bărbatul nu poate lăsa lucrurile la voia întâmplării, așa că apelează la Dan, o cunoștință mai veche de-a lui. Alo? Dane, salut! Ce faci? Vezi că am nevoie de ajutorul tău. Trebuie să mă ajuți, da? Să-ți plătești și datoria față de mine cu chestia asta. Nevastă mea a plecat de acasă, a luat-o și pe fiimea. Și mai știi unde o duceai pe fiimea la meditație, la profa de spaniolă? Ștefan a rămas fără soție. Asta înseamnă că altcineva trebuie să-l îngrijească. Și cine ar fi mai potrivită decât o fată tânără, frumoasă și drăgăstoasă? Oare a mai călcat vreodată printr-o bucătărie cu scopul de a găti? Păi bine, mă, femei, cum ne-a fost vorba? Tot aici ești? Hai! Păi tu lasă-mi, că nu ți-a spus să faci de mâncare? Ce crede că glumesc? Dar tu cumva m-a confuz cu sclava aia de nevastă ta? Cum adică? Ce crezi că... cum ne-a fost vorba? Crezi că eu sunt... să fac mâncare sau ce, ți-ai luat cumva vreo soție? Dacă eram, mă măritam de mult, să știi. Nu stăteam așa să zbor din floare în floare, înțelegi? Pe bune, ce, în primul rând eu sunt la cură. Ce, vrei să deschizi frigiderul să mă fac de 100 de chile? Nici nu-l deschid, dragă, să-ți faci de mâncare. Ce mă interesează pe mine? Poți să mănânci ce vrei tu. Vezi, în casa aici sunt niște reguli. Și tu trebuie să joci după regulile care le am eu în casă, da? Dar nu mă interesează, da? Dar unde suntem noi aici? Unde crezi că suntem noi? Cum adică? Trebuie să asculți de mine și de regulile care sunt în casa asta. Eu comand în casa mea. Știi ceva? În primul rând, să-ți spun bine, să-ți intre bine în capul ăsta așa, să știi că nu ți-ai luat nici sclavă, nici soție, da? Ți-ai luat o pisi, da? Care nu vrea să-ți jupă unghiile, că o să-ți facă ție de mâncare, înțelegi? Îmi iau frumos băgăjelul și mă duc eu unde știu eu mai bine, că ca tine găsesc 100, înțelegi? Nu e nici primul, nici ultimul. Să rămâi tu cu cine ai vrea, da? Hai. Cum să pleci? Mă părăsești și uite tu? Uite așa bine. Din biletul lăsat de fiica lui, Ștefan a aflat că fetele lui s-au mutat la Octav Tomoiu, în același cartier, la câteva străzi distanță. Dacă e vorba de un bărbat, lucrurile sunt ceva mai delicate. Marturi, poliție, așa că trebuie să adopte o altă soluție.
Ce mă, ce e cu mine? Bă, ia-mă mâna de pe mine, cine ești tu? Nu te interesează cine sunt eu. Băi, stai mă, băi. Nu te interesează cine sunt eu. Ia mâna de pe mine. Să nu te deci prind că te-am prins de femei căsătorite. Unde sunt fetele? Unde sunt? Unde este Violeta și Sandra? Despre ce fete vorbești? Unde este Violeta și Sandra? Păi Violeta, tu știi ce viață duce? Violeta, de ce te bași tu? De ce te bași, mă, omule? De ce te nu ai ce să cauți în viața femeilor căsătorite. Nu am ce să mă bag. Trebuie să o trimezi neapărat, acasă la Ștefan Mascul și ți-am spus eu? Crezi că mă spui dacă ești mai mare? Ștefan este prietenul meu, ai grijă ce faci. Pentru că o să o încurci. Ce o să de curând o să faci? Ce o să faceți, mă? O să mă omoriți? Ce o să-mi faceți? Se poate ce și asta. Faceți? Se poate, crezi se rezolvă. Ia mâna și lasă-mă să plec. Ascult și ți-am spus, se rezolvă. Niciodată să nu treci peste cuvântul meu. Pentru că eu mă întorc la tine și atunci o să fie rău. Ascult ce ți-am spus? Te ascult, dar să știi că n-am să iau deciziile acum. Ștefan l-a însărcinat pe Dan, prietenul lui, cu o treabă delicată. Trebuie să-l învețe minte pe Octav să mai aibă de-a face cu femei măritate. Însă, planul i-a fost dat peste cap. Ai înțeles? Înțelege. Ce faceți aici? Vreți să strig viol? Vreți să iasă vecinii? Vreți să strig viol? Țineți mai mult oile acasă. Țineți oile acasă. De ce se încurcă cu femei căsătorite? Ce caută? Să trimite acasă fetele, neapărat să le trimiți, ai 24 de ore, după care mă întorc și mă ocup de persoana ta. Fetele! Mă ocup de persoana ta, ai grijă! Fetele! Lasă-ne, că avem de discutat, hai că avem de discutat, hai să mergem sus. Păi eu am venit să vorbim. Hai să vorbim, că aici, în holul blocului, nu e civilizat, hai să mergem sus, te rog. Chiar și eu vreau să vorbim, că trebuie să lămurim niște lucruri. Dan n-a reușit să-l sperie suficient pe Octav. Ștefan e cel mai în măsură să decidă cum trebuie procedat mai departe. Alo? Salut, Ștefan. Dan sunt. Salut, Dan. Ia zi, ce ai rezolvat? Ștefan, nu știu cum să spun. Prea mult n-am reușit. Am încercat, m-am luat de el, l-am speriat puțin, însă n-am reușit să-mi duc până la capăt ceea ce ți-am promis. Pentru că a intervenit cineva. O cucoană, o doamnă, nu știu cine e. Cine? Cineva era din vârf de acolo? Era foarte agitată, foarte, a început să țipe. Nu știu ce s-a întâmplat. Și am plecat, mi-a fost să nu iasă vreun vecin, să nu vadă adevărul. Hai mă, Dane, odată te-a rugat și eu să rezolv problema asta. E foarte importantă pentru mine. Ce, Dumnezeu, chiar așa? Știu. Păi vrei să vin eu să rezolv problema? Chiar așa am ajuns, mă? Uite, știam un băiat foarte deștept. Rezolvă problema asta. Îmi pare rău. Hai, du-te înapoi în fața blocului și nu pleca până nu rezolv, da? Am nu mă înțeles. Face să vin eu să rezolv personal, ce dracu? Am înțeles, stai liniștit. Hai, bine, salut, să trăiești, pa. Lili e fosta soția lui Octav. Acum ceva timp și-a găsit un amant și a plecat cu el în lume. De curând însă relația ei s-a încheiat și femeia s-a întors pășită la fostul soț, sperând că încă o mai iubește. Dar cine erau, dragă, oamenii? Te-ai început să te înhaiți cu șmecherii? Nu e treaba ta, dragă, nu e treaba ta. Problema e ce cauți tu aici. Păi, ce caut eu aici, dar nu știu să te găsesc așa, în surpriza asta. Ce să te știam mai de treabă, soțul cu care eu am fost căsătorită. S-a mai schimbat ceva, s-au schimbat lucrurile, dar îți spun, nu-i problema ta, o să-mi rezolv și cu șmecherii. Ce nevastă? Ce spunea de nevastă? Lasă, că astea sunt problemele mele, eu am să mi le rezolv. Problema e, ce cauți tu? Te-ai întors la mine? Care e explicația? Doar suntem divorțați. Am venit să vorbim. N-am venit să vorbim. Ce interesant, eu auzi. Da. Da? N-am venit să Iar vorbim. Vrei să vorbim? Da, eu vreau să vorbim. Voie de mine. Știi foarte bine că nu mai sunt cu gelul și vreau să vorbim, da. O să vorbim. Vreau să vorbim. Dar doamna, cine e? Nu este treaba ta cine e. Nu este treaba ta cine e. Da? E casa mea, deocamdată aici. Așa. Însă ea e aici, ea este prietena mea. Nu am nimic de răspuns față de tine. Stai jos, stai liniștită, că nu se plăni. Eu nu văd de ce aș asista la discuția aceasta între voi. E o problemă pe care o aveți voi de rezolvat și chiar nu vreau să asist la ea. Eu, față de tine n-am nimic de ascuns. Trebuie să înțelegi. Așa că nu mă deranjează prezența ta. Vreau să văd că m-am pomenit cu ea jos la bloc și vreau să lămurim lucrurile odată pentru totdeauna. Să văd și eu de ce mă mai caută această femeie. Dar cu siguranță aveți multe de rezolvat și nu vreau să fie o piedică pentru voi. Vreau să vorbim. Da, bine. Vreau să vorbim ca niște oameni adulți, maturi, la masă, da, în casa noastră, da? Casa noastră, casa mea, casa noastră din care tu ai plecat și m-ai lăsat ca pe un fraier. Eu plec până la magazin dacă nu ai nimic. Bine, dar să te întorci, să exige de tine. Violeta s-a simțit în plus în discuția celor doi și a considerat că e mai bine să-i lase să vorbească în tihnă. Vreau să stăm de vorbă mai mult, vreau să rămân la tine aici, oricum știi foarte bine că la Constanța nu mai sunt. Ne-am despărțit, am pus punct relației și aș vrea să vorbim. Ia uite, și te-ai întors la vechiul cuibușor, nu?
Da, pentru că aici... Aici prostul te iartă, nu? Nu e vorba de a mă ierta, dar știi foarte bine. Hai să fim serioși, te rog frumos. Trebuie să mă înțelegi și pe mine. Vreau să mă înțelegi. Gelul a venit la timp, tot timpul, a fost atent, a fost mai prezent. Gelul, ții minte că ți-am spus, mă, între tine și el e ceva. Nu, tot timpul negai. Mie mi s-a părut de la început. Ți s-a părut de la pe început. E o relație între voi. Mi s-a părut. Ți s-a părut de la spus. Început, dar știi dar foarte tu... bine. Eu am fost victima până la urmă. Eu nu, am fost cel care... copii. Da, pe asta vreau. Vreau o familie. Asta vreau să întemeiem, o familie. Da, dar nu așa, trebuia cu pași, în ritmul în care găseam... În care vrei tu, peste 20 de ani, nu? Când nu neapărat peste 20, dar putem găsi un ritm al nostru în care să facem copii la vremea care trebuie, da? Deci întâi m-am aranjat, m-am ocupat, m-am dus la servici, dar chiar a totul fost este atent. Terminat. Lili, trebuie să conștientizez că... Știu că m-ai lăsat și mi-ai dat... Nu mai am nimic în suflet pentru tine. Dragostea noastră s-a terminat. Dar nici eu te-am scos, te-am scos din suflet. Te-am scos pentru că m-ai făcut să sufăr ce n-am crezut că poate îndura un om. Luni de zile, mă gândeam ce am să fac. Ce am să fac singur în casa asta. Iar tu ai plecat cu gelul, v-ați distrat. Ce-ți păsa ție că am încercat. Un om... Am încercat altceva și te-am lăsat libertatea să-ți găsești femeia exactă, da, corectă, da. Cum păi o uite, vrei tu. Acum ai venit într-un moment total nepotrivit. Uite, în sfârșit, se pare că mi-am găsit femeia mai bine mai târziu potrivită. Și vreau mai târziu să facem ceea ce acum, după divorț, după atâtea luni? Eu cred că putem să ne așezăm să fim serioși. No. Eu vreau să te am din nou, dar pe niște termeni mai pe mijloc. Nici ca tine exact, dar nici ca mine. Ok, nici ca mine. Este inutil să mai discutăm. Gata, trebuie să pleci. Să nu ai să rămâi. Vreau să rămân, mi-am adus bagajul ca să rămân. Nu rămâi. Și să stăm împreună de vorbă tu la nu casa. Vei mai rămâne în casa asta. E clar. Am luat hotărârea și nu vei mai rămâne. Eu zic că o cafeluță dimineață putem să bem și să vorbim și să... De vorbit nu mai avem ce să vorbim. Comunicarea într-o relație e cheia. Îți mai accept, dacă zici că n-ai unde să mergi acum, să rămâi doar în noaptea asta, mâine ți iei bagajele, un taxiu, la gara și te duci unde vrei. De data asta sunt decis. Te rog frumos, nu mă călca în picioare. Gata! La sfatul lui Ștefan, Dan s-a întors în fața blocului în care locuiește acum Violeta și iată că femeia tocmai ce a ieșit din bloc. Foarte bun momentul. Dan, ce cauți aici? Ce-am vorbit eu cu tine? Cum ne-am înțeles noi doi? Cum ai ajuns tu aici? Ultima dată ce-am vorbit noi doi. Te duci frumos la maimuțuiul ăla de amant al tău, îți strângi boarfele, o iei pe Sandra de o aripă, și te întorci la Ștefan. Doamne, te rog, dar înțelegem. foarte repede să o faci, pentru că e pericol foarte mare pentru mine. Ștefan este un prieten foarte bun. Doamne, te rog din suflet, înțelege deci, situația în care sunt pusă. Nu mă mai întorc la Ștefan, înțelege. Ascultă-mă ce ți-am spus. Ștefan nu mă iubește, mă desconsideră. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Te duci frumos, strângi tot și ai plecat. Doamne, te rog. Deci vei face cum ți-am spus eu. Ștefan te-a amenințat că te bagă în spital. Dacă nu o faci el, o fac eu. Nu mă interesa, Ștefan. Te duci acum, te duci acum. Îți strângi tot și ai venit repede de tot la Ștefan. Să mă sune Ștefan. Dar nu mă interesa la Ștefan. Să mă sune Ștefan să-mi spună dar că într-o oră ai ajuns acasă. Te implor, nu mă interesa la Ștefan. Deci ascultă ce ți-am spus. Altfel vin și vă fac praf pe amândoi. Deci te implor, nu mă interesa la Ștefan. Nu mai rămâne nimic de voi doi. Ascultă-mă. Deci te duci acum te duci, ai înțeles ce am spus? Te duci sus și îți faci bagajul imediat, da? Aici te aștept. În timp ce Violeta e amenințată pe stradă, în apartament Lili își folosește toate aturile pentru a-și recuceri soțul. A revenit în viața lui pentru o împăcare de durată și chiar cu promisiuni serioase. Am venit către tine. Mă primești? S-a schimbat cumva... Te pătărica moale? Profilul? Nu mai ești coafeză? Ba da, sunt și coafeză, da. Sunt și o iubire a vieții tale. Hai, mai la depărtare, lasă. Dar de ce mai la depărtare? Am fost iubit, nu uita. Nu uita că au trecut ani, gata. Și? Dacă am fost iubit, ce? Ce dacă am fost iubit? Și nu ne mai întoarcem de unde am plecat niciodată. Te-a invitat? Nu mai, m-am săturat. Hai, te rog. Săturat de ce? Te rog. Nu mai. Vreau să-mi refac viața, m-am liniștit. Nu mai am nevoie de tine. Trebuie să înțelegi asta. Gata. Dar nu mă iubești cum mă iubeai odată? Nu te uiți la mine. Te-am iubit la început, în primii ani. Te-am iubit ca un nebun. Uiți că te-am iubit ca un nebun în primii ani? Și datorită ție am ajuns unde suntem astăzi? Uiți toate astea.
fă o retrospectivă și gândește-te ce s-a întâmplat în primii ani. Cât te-am iubit eu în primii ani pe tine și ce frumos era. Dar noi avem planuri, te amintești? Vorbisem că o să fim împreună, că o să mergem. Hai, te rog frumos, te rog, scutește-mă că nu mai. Sunt sătul. Vreau să-mi refac viața. Uite, reușesc. Deci, chiar mi-e dor de tine, mi-e dor să fiu cu tine. Tu chiar nu ai uitat tot ce a fost? Ai uitat în câte seri mâncam sandwich-uri și mâncare rece, că nu îmi făceai o supă și nu mi-ai gătit nimic și casa asta când era arăta ca un poci cu cocină de porci, că eu trebuia să toată ziua să aspir, eu trebuia să fac de toate. Tu plecai, spuneai geanta, te aranjai, te făceai frumoasă și... Mă aranjam, dar ți și plăcea la început, nu? Îți plăcea, uite, frumos. Eram tânăr și eram lipsit de experiență. Ei, lasă. Ești tânăr. Acum ești tânăr. De ce nu ești tânăr? La 44 de ani ai mei mai sunt pe dracu. Doar 44. Mi-ai mâncat tu din viață. 8 mi-ai mâncat tu, să știi. Copii nu ai vrut să facem, deci totul ai fost o negativistă în toată perioada asta. Iar acum de toată te schimbi. Nu înțeleg ce interese ai. Nu înțeleg ce vrei de la mine acum. Sunt o femeie matură, am vrut să vin. Deci am divorțat și tu vrei acum, haide să ne refacem viața. Nu vrei să-mi faci un copil acum? Nu cumva ai în cap? Să știi că aș vrea. Hai să încercăm. Hai mă, puși de aici. Uite, m-am aranjat pentru tine. M-am îmbrăcat mai sexy pentru tine. Și poate îl facem, de ce nu vrei? E prea târziu. De ce nu vrei, Tavi? E prea târziu. Tu ai luat-o pe un drum, eu am luat-o pe alt drum. Fiecare cu viața lui. Tata, putem să avem trebuie un nou drum. Trebuie să conștientizez chestia asta. Putem, eu asta vreau acum. Da, te vreau înapoi. Și vreau cu experiența pe care o avem acum. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși că nu sunt copil. Nu sunt copil și nu mai înghit găluște din astea ieftine. Violeta a scăpat de Dan și s-a întors în casa lui Octav. Aflat între cele două femei, bărbatul trebuie să decidă pe care dintre ele o preferă. Dar uită-te la mine. Băi, Lili, te rog frumos, m-am săturat, gata. E timpul să pleci. Îmi cer scuze, n-am vrut să vă deranjez. Cere scuze. Îmi pare rău. Stai puțin. Stai, o să fac bagajele și o să plec. Nu pleci nicăieri. O să iau pe Sandra și plecăm. Nu, vină-mi cu acest. Explică-i. Octav, serios. Nu pleci nicăieri. E o situație... Explică-i. Nu e ceea ce ai văzut. E o situație delicată. Nu vreau să deranjez. Ascultă-mă două minute. Ascultă-mă și după aceea e o hotărâre. Noi în casă. Ea este fosta mea soție. Nu mai am cu ea absolut nimic. Nu ne mai... Nimic. Fosta. Ea trebuie să plece. I-am spus chiar acum că trebuie să plece. Nu este ceea ce ai văzut. Te rog frumos, nu te băga. Ți-am explicat. Deci nu pleci nicăieri. Tu ești iubirea mea cea mare și în tine am încredere. Da, iubirea în tine am încredere. Mare. Nu o mai vreau pe această femeie. Între mine și ea totul s-a terminat. Această femeie. Totuși... Hai, te rog. Ești sigur? Sunt nu sigur. Vrei? Sunt mai mult decât sigur. Sunt convins și ăsta va fi viitorul nostru. Ai încredere viitorul în mine. Nostru, da. Te rog frumos. Uh-huh. Hai, calmează-te. Și nu, dragă, lăsați-mă cu viitorul. Nu o lua în seamă pe această femeie. Ea reprezintă trecutul meu. Gata. Numai. Să plece să ne lase naibii în pace. Că mi-a otrăvit 8 ani din viață. Te rog, iartă-mă, Octav. Nu am vrut. Dar nu-ți cer scuze. De ce-ți cer scuze? Că n-ai făcut nimic. Îmi cer scuze pentru că... De ce să-ți cer scuze? Delicată și nu... Știi bine că din prima clipă în care te-am văzut, m-a atras la tine enorm. Simplitatea ta, modestia ta. Tu ești femeia pe care mi-am dorit-o și pe care mi-o visez de când eram tânăr. Deci ea reprezintă trecutul. Nu îți face nicio problemă. Nu îți mai face singură complexe. De ce să-ți faci complexele astea? Dan n-a rezolvat nimic de unul singur, așa că Ștefan a luat problema în propriile mâini. A venit el personal să discute cu Octav și să-și recupereze soția și fiica. Prin ce metodă? Va vedea la fața locului. Aici sunt Ștefan. Da? Asta este apartamentul. Intrăm. Ștefane, știi principiile mele și știi că am probleme și cu poliția și cu alte din cauza la intrările în casă. Crezi că e cazul? Eu zic că nu este. Omul te poți descurca la gabaritul tău. Nu ești bine foarte problemă, da? Dacă se întâmplă ceva, imediat sunt aici, stai te aștept. Stai în fața ușii și dacă e ceva intervii, da? Da, bine. Ștefane. Bine. Deci sunt alături de tine. Stai să nu pleci, da? Sunt alături de tine. Nu știu, poate mai altcineva în casă, nu-i doar ăla. Eu, din câte am văzut și am supravegheat casa, n-a intrat absolut nimeni. Dar voi rămâne aici până când tu vei rezolva problemele tale. La câțiva metri distanță, în dărătul ușii, Octav vrea să o impresioneze pe Violeta. A lămurit lucrurile cu fosta nevastă și de acum va fi numai al Violetei, dacă aceasta va dori. Leo, ce faci? Ce să fac, uite, vroiam să încălzesc puțină mâncare ca să mănânci. Ce să mâncăm? Nu mai mâncăm deloc în seara asta aici. Mergem în oraș. Cum să nu mâncăm? Nu se poate să mergem în oraș, serios. Da. Nu vreau să cheltuiești banii. Vreau să vă fac o surpriză. Serios. Dar mai mult, în afară de faptul că vreau să mâncăm în oraș, vreau să ieșim și la un film. Trebuie neapărat să ne schimbăm modul de viață. Și încă o dată spun, i-am face o surpriză și Andrei.
Într-o totală ilegalitate, Ștefan a intrat în casă peste cei doi. E stilul lui de a da buzna și de a da ordine. Credeai că nu te găsesc? Ai plecat și credeai că nu te găsesc? Unde ți-e bagajul? Ce faci aici, Ștefane? Hai, fă-ți bagajul și dă-i drumul acasă. Ce credeai, că scap de mine? Ești de capul tău? Ți-a spus Dan de mine unde sunt? Tu taci din gură, că nu te-ai băgat de mine și nevastă. Lasă-mă, Anii, te rog frumos. Deci ai luat-o și pe fima de acasă. Ai băgat numai prostii în cap, idioțină, care se cinci cu capul la sec. Ștefane, da, este și fica mea, da? Fica ta, cu ce ai crescut-o? Cu ce educație ai dat? Nu ai dat niciun fel de educație. Cum nu am mai nicio educație? Dar cum ai prostit-o să vină cu tine? A care a ajuns? Gata, domne, ajunge. Păi cu el, păi vă potriviți. În ce hal arată? Vezi că nu e stare de nimic. Ștefan, te rog frumos, ține acasă ca o cocină, nu făcea curățenie, nu făcea nimic. Niciodată nu am auzit un cuvânt bun din partea ta. Niciodată mai trata mai ca o sclavă, ca vreo cârpă. Pentru că și câine arată pe stradă, este mult mai... Am tratat exact cum meriți, să știi. Trebuie să-ți atragă atenția, calcă în pantalonii, calcă cămășile. Niciodată nu ai mulțumit de tot ceea ce făceam. De ce ai plecat de acasă? De ce ai plecat? Aveai tot ce nu trebuie. Nu de tine am plecat, să știi. Dar din ce cauză? Pentru că te-am prins cu amanta ta. Da, și care problema? Ai luat după cine vreau în casă la mine, să știi. Ai lăsat-o să-și bată joc de mine? De ce? Ai lăsat-o să-și facă de cap? Trebuia să-i faci ce trebuie. Pentru că femeia aia trebuia să se simtă ca la ea acasă, să se simtă bine. Da, este amanta mea și o să fie întotdeauna. Da, recunosc, bineînțeles, nu-mi e rușine. Eu fac ce vreau cu tine, ai înțeles? Și ce vreau aia o să fac întotdeauna. Trebuie să fii conștientă de chestia asta. O să mergi acasă, o să ieși și pe Sandra, plecăm împreună și o să rămâi în continuare acasă până spun eu. Ba da, ba da, o să pleci. Nu plec. Bagajul ți-l faci și dăm drumul acasă împreună. O chem și pe Sandra și plecăm împreună. De ce să plec? Păi ca să fiu în continuare nefericită, ca să fiu în continuare batjocura ta? Nu, o să fii în continuare până vreau eu. Și când o să zic stop atunci. Ca femeia aia în casa voastră? Da, o să fie, o să fie. Cum ai putut să o lași să-și facă joc de mine? Vine dimineața și reproșează că nu i-am făcut cafeaua. Bine îți face, trebuie să-i faci cafeaua. Cum să adică se simtă bine. Da, trebuie să se simtă bine, să fie ca la ea acasă acolo. Am fost căsătoriți atâția ani și tu nimic. Și suntem căsătoriți în continuare și o să rămânem până zic eu. Chiar nu înțelegi că nu mai suport traiul acesta? O să-l nu te ajunge cât ai batjocorit-o? Nu te ajunge? Nu te mai băga tu, nu te mai face, nu te mai băga tu. Nu, dar ești în casa mea. Vă-ți că poate o pățească, dacă nu-l cumințești, pe fraierul ăsta o pățește și el și tu. Nu mă amenința, ai înțeles? Vai amenință, sunt șmecher. Ești bun. Sunt șmecher și mă bazezi pe mine. Ești singur, ce crezi că nu poți să chem poliția? Și dacă chem poliția, dar pe cine chem? Chem poliția, frate. Am relații poliție sus de tot, ce să-mi fac, nu face nimeni nimic. Dumnezeu, da, ce el este vinovat. Bate mințile în cadrul fraierul ăsta, că nu știu ce se întâmplă. Nu mai. Prietenul tău sau nu știu cine e, amantul. Nu e ca amantul. Nu, da, nu încă prietenul. Da, da, prietenul intim, da. Eu știu. Prietenul intim. Eu știu să o respect. Tu știi, da, exact, dar de unde știi tu? De unde ai învățat? Respect pentru că e o femeie și merită să fie respectată. În timp ce se îmbracă să plece, Lili a auzit scandalul și a venit și ea să vadă ce se întâmplă. No, cine ești tu? Scandalul ăsta, nu înțeleg. Eu am venit să-mi iau femeia acasă, care e scandal? Eu sunt supărat, normal că o găsesc în casă aici. E plânsă, e insipidă, e incoloră, nu înțeleg, un bărbat așa ca tine, șarmant. Ce se întâmplă? Nu înțeleg, într-una așa, sunt o bradă de femei care ar putea fi la picioarele tale. E adevărat, dar ce să fac? E nevastă mea și am venit să o iau acasă. Ștefane, toată viața ai fost amenințător. De ce? Hai, du-te, ia-ți bagajul și hai să mergem acasă. De ce nu poți fi tu odată să fii înțelegător? De ce nu vrei să mă lași să fiu fericită în continuare? O să fii fericită în continuare, care e problema? N-am fost fericită nici o secundă, de-abia. Dar de ce ai stat 20 de ani cu mine? Că n-aveai unde să stai? Stai pe stradă, nu? Și de asta, te-am oferit casă, ți-am oferit bani tot, mâncare, tot ce vrei. Haide, dai drumul, ia bagajele și hai să mergem acasă. Mișcă-te! Mișcă-te! Sandra s-a întors acasă, în apartamentul în care locuiește provizoriu. Cu ocazia acestui scandal, are și ea câteva cuvinte de spus. Tata, ce faci? De ce te porți așa cu mama? Ce să fac? Păi uite, maică-ta, unde ai ajuns? Cum de te-a prostit și pe tine de a-ți veni la omul ăsta acasă? Cu ce ocazie? Cine este el? Păi nu știu, un... Păi nu știu, ai venit aici, ce crezi că te oferă el? Să stați aici, în casa asta de a**at? Da, nu vreți să stați în vilă, să aveți tot ce trebuie? Cum de ți-a băgat în cap prostiile astea de te-a adus maică-ta în starea asta? Am venit aici pentru câteva zile, până îți revenai tot din... Da, și din ce să-mi revin eu? Ce ți-a băgat în cap? Ce ți-a băgat în cap nebuna asta de maică-ta? Nu mai jigni pe Sandra, te rog, da? E copilul nostru. Păi ce ai băgat în cap copilului ăsta? De ce? Adevărul, aia am spus. Ea este fata mea și ea să meargă cu mine și o să mergi și tu acasă. Este și copilul meu. Nu, este fata mea, să știi, pentru că eu i-am dat tot ce are ea acum. I-am dat bani, i-am dat tot ce are nevoie, da? Cu ce ai ajutat-o tu? Ce educație ai dat?
că ceea ce ai făcut în felul ăsta ai adus-o să veniți la amanta acasă? Ce înțelege copilul ăsta? Nu sunt amantul. Și are 18 ani, poate să decide singură. Da, este încă un da. Copil, da? Copil, da? E un copil, și ea va decide dacă rămâne cu tine sau cu mama. Ce-a mătă maică să se ducă la masă acasă? Nu sunt amantul. Ai și amantul. Așa și amantul. Ce cauza ai în casă, da? Educația pe care i-am dat-o e de la mine, să știi, nu de la tine. Ce educație? Ce educație vede acum de la tine că ești aici acasă cu amantul, da? Ai adus-o și în casă aici, da? Nu înțelegi că ce s-a întâmplat în ultimele zile a umplut paharul? Nu ești fericită? Chiar nu înțelegi? Nu a fost nicio secundă fericită. Da, dacă nu termina scandalul, să chemăm poliția. Deci nu vreau să ajungă la mai rău, să o bați sau ceva de genul. Sara, te rog eu, nu trebuie să ajungem la chestia asta. Tu reflectă, știi că tata te iubește, da? Da, da, te știu. Și-am făcut toate poftele. Gândește-te bine, nu te lua după nebuna asta de maică ta, că ți-a băgat în cap numai idioțenii. Da, de ce mă faci nebună, Ștefan? Tu ce crezi că omul ăsta la un moment dat o să-ți din reproșeze? Din nou mă deconsider, pentru atâta oară. Acum lasă-mă în pace că vorbesc cu fata mea, da? Deci la un moment dat o să-ți reproșeze, nu ești copilul meu. Și atunci ce o să faci? Cum o să te simți tu? Cum adică? Gândește-te bine, eu o să te las să reflectezi acum și eu zic să te întorci acasă, că dacă te întorci o să vină și maică ta, da? Te rog eu frumos, gândește-te bine. Acasă, tu taci din gură, lasă pe fata asta să decidă, da? Nu o să ne mai întoarcem acasă, de ce nu înțelegi? Ea știe prea bine că o iubesc foarte mult, da? Este copilul meu. Dacă ai iubit-o, nu te-ai adus amandele în casă. N-are importanță cu amandele, da? Eu față de ea n-am greșit cu nimic. Nu i-am arătat. Cum adică n-ai greșit cu nimic? Ce? S-a întâlnit dimineața cu ea. Cu ce? Umbră, cu cine? Umblând dezbrăcată prin casă, cum crezi că s-a simțit? De ce n-o întreb cum s-a simțit când ți-a văzut amanta? Ce trebuie să explici? Ce trebuie să explici tu? Că este o verișoară de-a ta, da? Care era problema? Eu să explic? De ce n-ai aplanat toată problema asta, da? Nu trebuia copilul să cât sufere. Cât să mă mai ascund? Cât vrei să mai joc teatru? Să mă prefac că sunt fericit să atât de să bine? Să te prefaci pentru ea, da? Că așa o mamă trebuie să se sacrifice pentru copilul ei, nu da? Nu este deja un da, copil, nu, da? Nu-i vrei binele atunci. Ba, da, adus-o aici. Ce înțelegi acum? Ce mamă ești tu? Denaturată? Cum ești? Sandra știe ce-i mai bine pentru ce ea. Ce știe? Păi tu nu vezi că e bulversată? Nu vezi că e bulversată în ce situație ai pus-o? Nu trebuia să ajungă situația asta copilul ăsta. Gândește-te la toți anii în care m-ai chinuit. Gândește-te la tot ce mi-ai nu făcut. Nu te-am chinuit rău. Cu nimic, am vrut să fie bine ei, da? De ce? De ce ai ajuns în situația asta? Uită-te, în ce hal e săracă. De sclav? De sclav. Ai avut până și viața câinele de pe stradă este mai fericit. Ai avut viața pe care ai meritat-o, să știi, că nu făceai nimic în casa aia. Bine, eu vă las să fiți fericiți. O să fim. Stai da, o să fiți mai mult de o grămadă, cred. Ce să fim fericiți. O să fiți, da? Bine, o să plec, ne vedem la tribunal, ți-a acord divorțul. Poți să ne și eu opinia? Da, te rog frumos, unde e? Hai, te rog. Lili a prins momentul și a plecat cu domnul Pârvu. Pare un bărbat interesant, inteligent, avut. Ce să mai vorbim? Pare o partidă bună dacă tot l-a lăsat nevasta. Ce gălăgie, ce gălăgie. Da, dar unde, uite-mă ceva... unde-i Dan ăsta, mă, ce prieten. A zis că mă așteaptă și văd că a plecat. Dacă ieșea ceva. Care prieten? Voi. A, un prieten, să-i zic. Prieten. Ce să, despre ce să discutați? Am venit împreună și i-a zis că mă așteaptă, dar văd că a plecat. A, am plecat și așa repede? Ce asta, mă, ce complicat ți-i geacă asta. Mulțumesc mult. Cu plăcere. Mulțumesc. Da, trebuia să mă aștepte aici, că am venit împreună. E un prieten și l-a urmărit pe amantul, nevastă mea. Doamne, dar ce gălăgie. Și a zis că mă așteaptă, dar am plecat să mai încredere în prieteni. Gălăgie, deci nu. Da, hai că te conduc eu, da? Da, mulțumesc. Așa, bine. Mulțumesc. Ești foarte drăguț. Ca de obicei. Asta și șarmant, am zis și mai da. Devreme. Mulțumesc. Te-ai enervat prea, nu știu. Păi cum să, dacă mă duc și eu văd pe nevastă mea la amant? E adevărat. Mă deranjează, da, logic. Și eu am ieșit dintr-o relație destul de urâtă. Ștefan și Lili au părăsit casa. Ștefan a descoperit că îi plac și blondele, iar cucoana asta platinată nu e deloc grea. Poate doar rea de mușcă, dar pentru el e tocmai bună. Dar zi și mie, tu ce-i cu tine? Ce căutai în casă la omul ăsta? Păi am avut relația destul de lungă, de durată și destul de... Să nu zici că e soțul tău ăsta. Fostul. Fostul, bine, fostul, bine am încercat că fost. Cumva să... Nu te merita, nu te merita față de cum arăți tu de bine... La început a fost mai frumos, a fost mai altfel la început, dar între timp lucrurile n-au mers așa cum am dorit. Și acum trebuie să mă întorc la mama. Am înțeles. Și în seara asta unde te duci? Trebuie să merg la un hotel undeva în zonă. Nu se poate. Poți să vii la mine în seara asta acasă să dormi, nu e nicio problemă. Da, dar nu se cade, doar ce n-am cunoscut, doar ce am ieșit într-o relație destul de urâtă, ți-am zis și mai devreme. Nu e nicio problemă, dragă, hai că nu ai 18 ani. Serios.
Am e dreptat. Adevărat, dar totuși. Ce? Nu ți s-a mai întâmplat să-ți propună un bărbat? Să știi că nu se întâmplă de exact ceea ce vrei tu să întâmple. Nimic în plus. E adevărat că și o să-ți fac ce-ți place, stai liniștită. E adevărat că un pic cam târziu și... Păi și ce să vezi să... Nu, mergem împreună la mine acasă, bem o șampanie, mâncăm ceva, o să ne simțim bine. De ce mai nu? Mult de atât. Cred că unul început ar fi bun. Pe? Și pentru mine și pentru tine. Da? Uh-huh. Hai să mergem. Sandra a înțeles în sfârșit care e adevărul în relația părinților ei. E momentul pentru o discuție sinceră între mamă și fiică, ca de la femeie la femeie. Mama, te rog din tot sufletul să mă ierți. Deci, nici nu-mi găsesc cuvintele. Îmi pare extrem de rău că nu am ascultat niciodată ceea ce ai spus și că nu am crezut ceea ce ai zis de tata. Și, bine, dar nici nu l-am văzut niciodată jignindu-te sau purtându-se urât cu tine. Și liniștită, dragă mea, nu-ți facem griji. De dragul tău am ascuns totul. Da, mama, trebuia să păstrez aparențele, că suntem o familie fericită, numai de dragul tău, să știi. Da, dar poate înțelegeam. Eram copil, dar totuși poate înțelegeam și nu trebuia să te sacrifici tu atât ca să fiu eu fericită și să trăiesc o viață minciună și... Nu-ți facem griji, lasă. Important este că acum lucrurile se vor îndrepta. Important este că vom găsi o cale de... că am găsit o cale de mijloc prin care să rezolvăm lucrurile. Important este ca ție să-ți fie bine. Și important este să nu mai trăim în minciuna în care am trăit atâția ani. Da, eram fericit doar în fața ta ca să nu suferi tu și să nu știi prin câte trec eu. Văzându-l cum se poartă cu tine de față cu mine, am crezut că tu ești vinovată de toate relele care se întâmplă și niciodată nu m-am gândit că el ar putea fi vinovat pentru toate relele care... Nu te mai tortura, Sandra, nu te mai tortura. Ce-a fost, a fost. Important este viitorul. Nu te mai gândi la trecut. Gata, a trecut. O să începem o nouă viață. Practic, ne-am mutat în casa la Octav. Da, Sandra, am să fiu alături de voi. Hai să vezi că totul se va rezolva. Eu voi fi alături de mama ta și de tine. Vei avea aici tot ce îți dorești. Bine, nu ca la voi în vilă, dar vei avea liniște, veți avea un cămin, poți să vii cu prietenii tăi, cu prietenile tale aici, oricând vrei tu, ține minte, oricând. Iar mama ta va avea timp să se liniștească. Și atunci când va fi pregătită psihic, vom putea forma o familie. Vom putea fi toți împreună fericiți. Totul e bine când se termină cu bine. Violeta a descoperit în prietenul ei omul lângă care poate să stea toată viața. Sandra a aflat cine e adevăratul vinovat și a rămas cu mama. Nici Lili și Ștefan n-o duc prea rău. S-au găsit unul pe altul și se merită. Pe cuvânt. Dacă ajungem la pușcărie în cauza ta, îți jur că o să treci prin cele mai mari chinuri. Tot ce contează e că tu nu poți să renunți la mine. Te rog să nu mă părăsești. Ți-am spus că sunt virgină. Cum ai putut să faci chestia ta? Ți-am zis că nu-mi doresc altceva decât să văd fata. Atât. Vrei să încerc bani? M-am săturat de bani. Deci te culcați cu ea, nesimțitule! Uite, îți jur că n-ai să mă uiți niciodată. Îți jur că o să te dau pe mâna poliției. Bă, mă gândă, ascultă-mă puțin. Dă-mi vorbă cu mâna mea. Băi, fată, tu înțelegi că eu chiar te iubesc și chiar vreau ceva cu tine.